prețurile ridicate la alimente și energie scot românii în stradă. Azi, din Zalău, Deva și Bacău a pornit marșul antisărăcie, care va continua în mai multe județe până joi, când liderii Cartel Alfa spun că se vor aduna în fața guvernului alături de 50.000 de persoane pentru a protesta față de creșterile prețurilor. Haideți să vedem imaginile. Dăm startul la caravana intitulată Marșul Antisărăcire. Oamenii au ajuns la limita răbdării și că în momentul de față singurul lucru care le mai rămâne de făcut este să protesteze. România, trezește-te! Două caravane au pornit azi din Ardeal și Moldova către capitală. Cei de la Cartel Alfa au demarat protestele în orașele afectate de criza energetică, după ce mii de întreprinderi fie au redus numărul de salariați, fie au fost închise. În sectorul economic, întreprinderile se rețin. Deja avem peste 9.000 de întreprinderi care sunt închise la ora actuală datorită crizei energetice. Tragem un semnal de alarmă decidenților, dar dacă nu se vor lua măsuri rapide, lucrurile vor derapa foarte ușor. La protestele din Zalău au participat peste 50 de persoane, printre care și liderii Cartel Alfa din mai multe județe. Ce vrem în momentul de față este o scădere, în primul rând, a prețurilor la gaz, la energie, nu stoparea lor, pentru că stoparea lor la acest nivel face imposibilă viața oamenilor. Pe de altă parte, vrem o creștere a salariilor. Ne-am format o deviză: decât să înghețăm în casă, mai bine înghețăm în drum. Protestatarii din Deva au ales să-și strige nemulțumirile în fața termocentralei Mintia, unde activitatea a fost oprită anul trecut. Stimați parlamentari, România a stins lumina 45 de ani! Am venit aici la Mintia să le arătăm românilor, în primul rând, din cealaltă parte a țării, că un producător mare de 1275 de megawatts, cel mai mare producător din nord-vestul României, este ținut oprit de guvernul României. Această termocentrală s-a închis de tot. Prețul la energie electrică era 200 de lei pe piața zilei următoare. Vedem că la un an jumate distanță, prețul la energia electrică pe piața zilei următoare a ajuns la 4500. Protestele vor continua și zilele următoare în Târgu Jiu, Galați, Râmnicu-Vâlcea, Slatina și Slobozia, urmând ca pe 20 octombrie caravanele să ajungă în capitală, unde 50.000 de oameni se vor aduna în fața guvernului.